Trompetiștii orheieni aplaudați la Slănic Moldova. Membrii fanfarei de la Centrul Raional de Cultură, Andrei Suruceanu, nici n-au visat că vor avea posibilitatea să evolueze 2 zile în stațiunea balneară Slănic Moldova din România. Cu suportul organizației teritoriale al Partidului Național Liberal, România, filiala Orhei, Consiliul Raional Orhei a beneficiat, recent, de o deplasare de creație în județul Bacău. Reporterul nostru, cu această ocazie, i-a solicitat un mini-interviu conducătorului fanfarei, maestrului Ștefan Turuta. Domnul Turuta, recent s-a produs un eveniment. Fanfara pe care o conduceți a evoluat cu succes la Slănic Moldova. Da. Pentru câtă oară ați plecat scotare împreună cu trompetiștii? Deci, din istoria noastră a patru de cultură, peste hotarele țării, să numim așa, avem pentru prima oară, acum stăm cu Moldova, fanfara. Dar, făcând o paralelă, tot trecutul nostru frumos, multe plecări am avut, cum a să cât și dansul cu odor. Mie, practic, Slănicul Moldovei, acum, ne-am spus la colegi, ne amintește, extraordinar și accentuat, Elveția. Așa un loc, un colț de rai pitoresc, parcă ți-ar părea că e un singur gospodar în orice părticică de pământ care este acolo. Mi-a produs o impresie foarte profundă, oameni liniștiți, natură bogată, primitori oameni, niște lucruri care, știți, în vremea de astăzi, s-au primit așa, nu prea întâlnești. Parcă am fost axați pe altă planetă, cu alte cuvinte. A fost într-un mod foarte și foarte frumos. Pregătirea care a fost față de concert, noi ne-am așteptat că să dăm mai mult. Dar acum așa a fost o libertate, că trebuia, am evoluat așa cum am putut și am fost primit foarte bine. Cum ați fost primit regenerii de gază? Am fost primit de toți cei care au fost acolo la odihnă. A fost domnul Ababi Cristin, care e responsabil de cultură, ne-a dat, adică cum se spune, plasa, foișorul ca să evoluăm și cu asta am proces înainte. În special am rămas captivat de faptul că chiar pe ploaie au fost mulți spectatori acolo. Da. Oamenii sunt dornici și s-a simțit la noi, știți, eu vorbesc de mine personal, dar și de mare majoritate care acolo ne-au înconjurat în anturajul fanfarei, ne-au simțit un fel de legătură, practic, legătură de sânge, de cuvânt, de pământ și de tot ce poate lega un neam ca să fie împreună. Și dacă aș putea să mă refer la niște cuvinte ca declamatorul nostru, Natalia Cupcea, a spus, ne rămâne o singură pietricică să o aruncăm ca să vadurile să ne aducă înapoi la albia noastră. Eu am reținut câteva spuse de doamna Cupcea la Slănic Moldova și vreau să le evidențez. Cânticul preferă să nu fie cotare între noi, să doamna Cupcea, da, moderatorul. Și alta, suntem un neam cu cânticul pe prim plan în suflet. Foarte frumos spus. Da, foarte frumos, nici fără îndoială. Și se vede că fiecare care era acolo, chiar și dacă nu era de naționalitate, român, pentru că acolo vin din toată Europa, cuvintele astea au ajuns și au fost absorbite în profunda sufletului și s-a primit așa foarte frumos și plăcut din partea lor și din partea noastră.